spuneam pe lângă aceste discuții pe care le am și pe lângă măsurile pe care le voi dispune pentru îmbunătățirea activității de control, vom avea o discuție și referitoare la hotărârea de guvern aprobată de Guvernul României privind circulația și transportul masele noastre. De fapt, această hotărâre este o armonizare a regulamentului 995 din 2010 privind trasabilitatea lemnului, un regulament al Uniunii Europene. Prin acest regulament am stabilit foarte clar faptul că avizele de însoțirea mărfii nu vor mai fi date de către firmele de exploatare, ci vor fi date de către administratorii opalelor fizice, tocmai pentru a avea un control mult mai bun a circulației lemnului. Există această preocupare a noastră de a ne asigura că lemnul pus pe piață este unul legal, are o proveniență legală, și de a identifica acele situații în care lemnul tăiat ilegal este pus pe piață. Am discutat și vom relua discuția la ora 1 despre acest act normativ. Voi face precizările tehnice necesare, pentru că acest act normativ este unul extrem de important pentru inspectoratele fizice și pentru noi toți. Și sperăm noi ca prin acest act normativ să diminuăm drastic furtul de lemn.